E bine, vă spuneam ieri că uneori e bine să alegi pariuri inteligente, pariuri deștepte, dar important să ai și șanse de reușită cu ele, șanse de reușită mare cu ele, pentru că altfel riști de pomană. Unul dintre pariurile propuse ieri era următorul: Barcelona, PSG, Celtic, Dortmund să câștige fiecare partidele din finalele în care sunt implicate, la cel puțin două goluri diferență, adică două sau mai multe goluri. Repet, Barcelona, PSG, Celtic și Dortmund să câștige finalele la cel puțin două goluri diferență. Și am întrebat la Winmasters, le-am trimis un e-mail și am întrebat: domne, ce cotă ne-ați dat pentru un astfel de pariu? E bine, cota o vedeți în dreapta acolo, este cota 12, o cotă, zic eu, bună, o cotă atractivă. De ce o fi așa mare, Sabin? Probabil la Dortmund ar fi un semn de întrebare, pentru că e oricum o finală de cupă mult mai echilibrată, dar și pe Borussia o văd capabilă să câștige. În rest, și pe mine m-a surprins puțin cota, mi se pare o cotă foarte, foarte atractivă și e un pariu de încercat. Pui 4 lei, 5 lei pui pe acest pariu pentru o cotă de 12. Cine are bani mai mult să investească cât dorește, dar cota oricum este foarte bună pentru varianta, pentru că să nu uităm, Barcelona are meci cu Alaves, PSG are meci cu Angers, Celtic are meci cu Aberdeen, ok, este ocupanta locului 2, dar dacă Celtic are chef de fotbal, le dă de la 3 în sus, iar Dortmund a terminat sezonul pe 3, câștigă și cupa, deci toate lucrurile sunt în regulă, este cu o clasă peste Frankfurt, o poate învinge la pas, cum a făcut-o de foarte, foarte multe ori. Așa este, dar n-ar fi deloc rău, Sabin, dacă am contra această variantă, da? Combinată. Bravo. Da? Așa este, așa cu este. Un alt pariu. Deci, ceea ce mi s-a părut nouă dificil în acest pariu este ca Dortmund să câștige la două goluri diferență. E adevărat, Dortmund nici în partida cu Werder Bremen din ultima etapă nu a arătat prea bine. Poate și cu Frankfurt să aibă ceva greutăți și atunci a putea face altă chestie. Să pariem pe această variantă: Barcelona, PSG, Celtic și Dortmund câștigă fiecare la două goluri diferență cel puțin, cota 12, și să luăm o contră în care să spunem așa: Barcelona, PSG, Celtic câștigă la două goluri diferență, sau o altă contră în care să spunem Dortmund nu bate la două goluri diferență în finală. Barcelona, PSG câștigă la două goluri, Celtic câștigă trofeul și Dortmund câștigă trofeul și oricum avem o cotă destul de bună, zic eu. Corect. Bun. Atât despre acest pariu de ieri, și pentru astăzi am pregătit unul: Andy Murray, Djokovic și Stanislas Wawrinka să nu joace finala de anul acesta de la Roland Garros. Ăsta e pariul pe care l-am propus, l-am trimis prin e-mail celor de la Winmasters. Același lucru puteți face și noastră, prieteni. Dacă doriți să obțineți un pariu personalizat, puteți să le scrieți celor de la Winmasters. Detalii despre acest lucru găsiți pe site-ul nostru pariuri12.ro și atunci veți afla cum trebuie să procedați, care sunt pașii pentru a ajunge să propuneți chiar noastră ponturi pariuri caselor din România. Ok, mergem către rubrica următoare, discutăm despre următorul turneu de Grand Slam, cel de la Roland Garros.